Neața și pașițaz. Știți? Da, avem vânători cu sâți, pușcași cu raua lată și barbat am fost odată. Și pașii îmbre. Da, astăzi stăteam și eu și mă uitam pe Facebook, Facebook-cile feței, așa, și mă uitam în timeline, așa, ce scriu prietenii, da, și aveam un simpatic ursuleț, ursuleț de la filmări. E ursulețul care, dacă aveam nevoie, mai foarte rar, luam și eu în brațe. Da. Și chestia aia care se numește cuddling. Da. E, așa. Sau mai trecea și el pe acolo, era fericit. Și lui plăcea frigiderul. Am avut și eu în viața mea un moment când frigiderul era, îmi dădea tot ce aveam eu nevoie. Da, și am fericire, da, decât bucata aia de oase, nu știu, era nu știu dacă, okay, teoretic avea niște piele pe el și niște aia erau bucata oase, mergea pe drum și mai era decât oase. Știu, sunt plină de cinism. Mm-hmm. Da. Stați liniștit, zic că asta meritați. Cum, bă, să ai accese de sindromul tău de la mătă de acasă? Te-ai născut cu sindromul tău și nu știi că ești născut cu sindromul tău. Și mai mult decât atât, după ce că ești curvă, curva adevărată aia care trădează, se duce la... Băi, nu zic nimic. Eu sunt mândră că a sprijinit... Sunt foarte... Eu sunt serios acum, fără nicio glumă. A sprijinit prostituatele, persoanele care oferă servicii sexuale. Sunt mândră, măcar atât a făcut și persoana respectivă, Petera. Așa. Da, trecând peste toate astea, persoana care așa decis într-o zi să nu fie nici măcar frigider. Stați voi, bă, nu vreți voi să locuiți cu unul care... cu un zombi? Bă, stați voi în relație cu un zombi, vă rog. Și ce vreți să-i fac? Am plecat! Că voi m-a sacrificat tinerețea și l-am iubit când era și acum se duce la alta. Îl vei fac cadou. Luați-l. Sau la altul. Luați! Tu ce este, dragele mele? Și dragii mei. Așa. Păi nebunește o femeie să creadă că ea e geloasă și n-am ce treabă. Când colo, știi? Tu erai ăla. Ăla care ăla e, știi? Da. Și... Voi vorbiți de sine, știți? Nu e ca mine când vorbesc eu de... Bun. Și cum vă spuneam eu, una este asta și alta este când, uite așa, ești și tu prin jurul... Ești la muncă și în afară de frigiderul ăla în care tu pui mâncare, așa, mai găsești și oameni reci, nu falși. Că sunt oameni calzi, oameni reci, oameni cu energie neutră. Nu e nicio problemă că sunt bipolari. Nu e rău? Invece bipolare dracului. Bă, și psihopată dacă ești. Da, e ok, că poate noi înțelegem, facem experiență. Schimb de experiențe, știi? Să nu fii la extreme din alea urâte, să ai două psihopatii. Sau să te apropii. Da, ceva mai complicat. Pune noi cap, vai de picioare. Vai de chișierii. Da. Și cum spuneam eu, că eu trebuie să te ia frigiderul. A zis că eu n-am făcut nic ca să-l păstrez, eu n-am făcut nica, eu sunt nici acum, nu fac nica. Toți ex-ii mei,
Știți aia care băiați buni care au fost la întâlnire cu mine și care, deși am fost onestă cu ei uneori, cu unii care au meritat, care n-au meritat, da? Mă mai salută, mai râd, mai facem o glumă. Au mers la întâlnire cu mine, doar atâta, să mai... Nu, că n-aveam nevoie de banii lor, de averile lor, de atenția lor. Știți, aia 5 minute cât era. N-am avut-o nici pe aia, la unii dintre ei. Erau pe interese, erau pe... Tu îți dai seama dacă tu 5 minute, 10 minute, 2 ore nu te poți concentra? E că sunt prea mult? A, mă duc dracu. Vine acum, face mișto, asta este. E viața, că asta e. Tras în cap ca prostul. Următoare. Și vine frigiderul. Hai, știi, omul ăla rece, care e rău. Mai ții minte? Tot așa ești, când te impresionează nemeca. Ce se mai impresionează pe mine toată? Chite posturile și înainte. Ce mă, că te faci și noi mișto unii de alții. Deci, frumos? Da. Deci, vă invit. Da. Povestiți. Și cum spuneam, eu m-am dus la băiatul ăsta, care era un ursuleț de pluș. Da. Te salut, Lazare. Așa. E frumos acolo. Te comportă frumos împărăția aia. Gentleman. Da, sper că da. Așa. Și gagicile? Da. Aveam ceva comun, mâncărică. Încărică. Și cum ziceam eu, aveam alălalt de la serviciu, care el tot așa era cu luat în brațe, dacă nu luai în brațe era frigiderul rece. Aia, frigiderul meu măcar îmi dădea mâncare, știi, dar nu dădea nimic, adică îmi ținea și banii. Asta. Așa. Și cum zici, când faci ce efort, uite, să facem mișto. Da, e mișto. Nu. Așa. Tică ce să... Bun. Și mi-a dat bloc la toate conturile pe care nu mai știu câte. Bloc. Da, în afară de o gacică, o poză cu o gacică care mi-am pus-o eu, alți că aia nu a dat bloc. Aia nu eram eu. Mi-am luat și da. Las că să vă povestesc într-o zi ce-ți faci. Ce fac cu adevărat persoane care lucrează în inteligenții. Voi vedeți vreo gacică la costum, la gagiu la costum sau nu știu ce, și vă credeți că ăla e cum se numește, e, sau un copil, știți, poza unui copil, și voi aveți impresia că chiar e poza unui copil. Nu este, de cele mai multe ori suntem noi și nu vreți să știți cum arătăm noi în realitate, în spatele acelei poze, dar asta este o altă poveste. Dar la conturile cu fățăul meu, că eu am fățăul, eu sunt specialistă, da, în creare de identități, că așa trebuie să faci business, că pretenia la nevoie să cunoaște conturile tu vă în gură de canale, că vă credeți niște... Bă, stați la masă cu mine și mâncați căcadă oamenii la care v-au dat de băut și de mâncat. Nu v-au scupat în pahare, mă. Trebuia să vă scuipe, vă jur. Bă, uite că vezi că le dau idei. Le dau idei. Bă, următoarea, scuipați-le, bă, în pahar. Că poate se urcă inteligența la cap. Mhm. Da. Următoarea. Am învățat la băieții buni. Dacă sunt niște jigodi, oamenii care sunt jigodi cu tine, să știți că merită. Eu n-am reușit să scuip. Nu mi-a ieșit. Eu dau doar idei la alții. Nu mi-a ieșit, de proastă ce sunt. Da, mi-a ieșit nici când se punea în genunchi la asta, știi? N-am băut suficient, i-am zis. N-am băut suficient. N-am băut suficient. Nu mi-ai dat băuturi suficient. Azi, scuza mea. Așa. Da, ce să facem?
Uite așa, ceva proastă. Da. După care urmează. Da, dacă puteți, faceți. Bă, vă jur, faceți și pentru mine. La cunoaiele alea de oameni. Faceți și pentru mine. Bun. Și cum ziceam, eu azi când n-am mică să păstrez. Da, o persoană mincinoasă. Vrea să-l păstrez. Bun. Care și-a pus pe aia de lângă el să mintă. Să joacă teatru. Să facă căcaturi. Aia de capul. Zice că în iubire. Care iubire? Îndrăgostire? Îndrăgostire de prostie? De prostire? Da, da, ia, că e totul permis. Vă voi vă dați seama ce hal ați ajuns? Nu e suficient că sunt atâta războaie între surde, într-adevăr. E un război surd, rece. Război rece. Aș citi despre război rece. Da, din Transnistria. Da, așa și acum. Și când păsă și am zis, bă, dar știi că eu încă mănânc carne. Da, nu servesc carne decât de pui. De pui. Și pește. Pește. Proaspătă. Sau frate de mare. Așa. Și azi că trebuie să păstrez. N-am vrut să păstrez pentru mai târziu. Mai târziu nu se poate. Mai târziu, ta l-a păstrat pe tactul, poate. Dar l-a păstrat? Nu. L-a luat. Așa cum era. Și eu, în eu, prietenii, așa cum sunt, așa, ipocriți, cretinopați, spărieți cu bombele, pufani, și psiași, psihopat, ai, și psihopată, dar vrei să fac asta, este manuscut fără busolă și fără atracție sexuală. Asta este. Se mai întâmplă sinaș fără busolă și fără atracție sexuală, adică busola ți-o cumperi, dar și atracția sexuală, asta e ghinii. Da, când nu te uiți după fiecare șas, îl satisfaci. Poți să te pierzi prin ochii lui, vorghești, mai vorghești și voi, pe dușmâni. Și dacă te desfaci la program, și ghinion. Da, și frigiderul, ca îți vreți să-i dau o utilitate. Că el o zis că dacă nu-i util, și am spus și am eu util și-i răși. Rășăști. Tot ziua că el n-are sentiment. N-ar sentimenti, n-ar sentimenti, el nu poate să mai iubească, vrei. Ce mai permit? Și mai permit. Spuneți și mie cum există ceva. Nu vă puteți permite. Aoleu. Da, dar bine că nu vă cereți permisiunea la oameni ca să-i sunați. Eu i-am dat. Sau ca să le luați banii. Eu v-am spus că de-aia, în momentul în care mie nu mi s-a cerut permisiunea să folosească banii mei la altceva, în momentul în care nu mi s-a cerut permisiunea să mi se invadeze intimitatea mea, mi s-a luat calculatorul din cameră, n-a așteptat ca eu să... Au zis că e stricat, care e stricată creierul tău, s-a stricat, e găurit și a intrat, ai strâns toate gunoaiele în tine și de-aia putea stricat, că s-a stricat. Și tot ce strică la ți-a stricat și tot în jur e stricat. De-aia v-am zis că vă vedeam peste tot numai inteligenți. Că mă vedeam eu pe mine inteligent. Până mi-am dat seama că m-ați lovit cu prostia voastră în cap. Și am zis, bă, mai se potolită. Că nu toată lumea e așa. Dar nu venea să cred cât de mult sunteți așa. Și păi, voi nu vă lasă vânați ce aveți de mâncat, voi vânați oameni sau animale sau oameni îmbrăcați deghizați în animale, că se jucau și ei, era ajunul nou, Crăciun, să facem la noi în Carpați și multe locuri se joacă așa ceva. Dacă animțis, n-are că el, ei s-au născut fără vedere. Na, eu m-am născut eu fără,
fără busolă și fără atracție pentru dărângăși sau curs sau găura cu portă. Așa. Bun, după care urmează. Da, era frigiderul și am zis, ce am eu util în casă, frigiderul și irăși. Nu putea să fie înghețata pentru că ce eu aia o mănânc. Am zis, ce aș putea să... frigider. Frigider, am citit la băiatul ăsta una și am luat. Am zis, frigiderul mi-a dat bloc cu o zis că îl hârțuiesc. Deschid și îl chit și șer mult, tășrânie și tăș. Și am zis că asta e cel mai sigur, că el acolo pune proviaz, că el, deși n-am. Și n-am un frigider, n-am. Și o să călcărțuiesc. Și am zis, bre, am ați actori la mine, am ați oameni figurați, mii, care mă știți, în viața asta m-ați întâlnit odată. De 2 ori, de 10 ori, nu știu, v-am mâncat zilele. De ce vreți, bă, și voi să veniți cu mine? Fac și o armată de hărțuitori. Adică la puterea actoriei adevărate. Aia, mișto, tătică. Înțelegeți ce zic? Dacă eu sunt mulțumită de prestație, trebuie să învățăm balcaniștii ăștia frigiderii. Sunt și oameni. În care să mâncă proaspătă. Așa e ghini. Prost. Așa. Acestea fiind spuse, eu sunt plin de speranță să știți că mă puteți provoca, adică eu, dacă vreți, vă provoc, ca să rămâneți datori. Supărați-mă voi pe mine, că nu vrea niciunul presă. Acum nimeni, nu mai am actor, nu mai vrea nimeni să mă salute, nu vorbește nimeni cu mine. Pentru că auzi că e vorba de răzbunare, nu e răzbunare, băi, jucate, bă, vreau să arate artă, nu circ, artă, da? Hai, dar zi, am telefon, dragă, dar cu el o fac business. Ia, că a apărut. Era 20 de minute de căcat să se apropadeze, te caci în toată tehnologia asta, nu? Vedeți, eu în asta mă cac, nu mă cac în gura, nu mă cac să mănânc. Dar dacă vreți să țineți gura deschisă, să știți că ar putea să mă și cac și în ea. Da. Ia vedeți dacă puteți.